Continuăm emisiunea cu mult îndrăgitul artist Vitalie Dane, care vine să vă adreseze un sincer la mulți ani, încununat cu gânduri bune și frumoase prin intermediul emisiunii Noi și Lumea. Toate acestea după ce îl admirăm cu o primă piesă frumoasă. În atenția dumneavoastră, Vitalie Dane. Hai zâmbește, frumoasă ești atunci când îmi zâmbești, în ochii mei privește și hai să vezi în ei tot ce-ți dorești. Că pentru tine una eu trăiesc și doar pe tine într-una te iubesc. Iar dacă vrei și luna de pe cer, ți-aduc în dar, în dar. Că pentru tine una eu trăiesc și doar pe tine într-una te iubesc. Iar dacă vrei și luna de pe cer, ți-aduc în dar. Nu te supăra, te rog, că iubirea-i doar un joc. Lasă în urma ta amintirea grea și-ți spun nu te supăra. Nu te supăra, te rog, că iubirea-i doar un simplu joc. Lasă în urma ta amintirea grea și-ți spun nu te supăra. Eu mă gândesc la tine, la ochii tăi și zâmbetul curat. Iubito, știi prea bine că fără tine nu pot exista. Că pentru tine una eu trăiesc și doar pe tine într-una te iubesc. Iar dacă vrei și luna de pe cer, ți-aduc în dar, în dar. Că pentru tine una eu trăiesc și doar pe tine într-una te iubesc. Iar dacă vrei și luna de pe cer, ți-aduc în dar. Nu te supăra, te rog, că iubirea-i doar un joc. Lasă în urma ta amintirea grea și-ți spun nu te supăra. Nu te supăra, te rog, că iubirea-i doar un simplu joc. Lasă în urma ta amintirea grea și-ți spun nu te supăra. Nu te supăra, te rog, nu te supăra, te rog. Nu te supăra, nu te supăra, nu te supăra, te rog. Nu te supăra, te rog. Nu te supăra, te rog. Nu te supăra, nu te supăra, nu te supăra, te rog. Nu te supăra, te rog, că iubirea-i doar un joc. Lasă în urma ta amintirea grea și-ți spun nu te supăra. Nu te supăra, te rog, că iubirea-i doar un simplu joc. Lasă-n urma ta amintirea grea și-ți spun nu te supăra. Lasă-n urma ta amintirea grea și-ți spun nu te supăra. Lasă-n urma ta amintirea grea și-ți spun nu te supăra. Aplauze și vă mulțumesc, vă invit să veniți mai aproape de mine, să vă faceți comod pe canapea. Zic eu, în perioada sărbătorilor nimeni să nu fie supărat. Vă salut cu drag, vă zic bună seara, bine ați revenit. Da, până seara, până seara și bine v-am regăsit. Mă bucur că cumva ați și am început interviul cu această piesă, după cum ziceam, în această perioadă și în general, nimeni să nu fie supărat. E un mesaj, nu? Da, și e bine din când în când să spun iartă-mă. Chiar dacă nu ești sigur că ai pentru ce, dar e bine să spui iartă-mă și e bine să auzi un te iert. În, și astfel în îți vine cumva și împlinirea asta sufletească. Da, avem microfon, vă rog. Așa e. Cum v-a prins luna decembrie pe dumneavoastră? Ca și luna noiembrie, așa, cu evenimente. A. Da, e bine, ce să spun. Timpurile sunt așa cum sunt și ne conformăm și noi și foarte bine că sunt evenimente și este important să fie evenimente. Important și pentru generațiile tinere și pentru educație în general, pentru continuitatea tradițiilor, trebuie să ținem, indiferent de ce se întâmplă, fiindcă bunei, străbunei noștri au trecut prin greutăți mari, dar au știut să-și păstreze identitatea, au știut să păstreze tezaurul nostru, folclorul nostru. De aceea
trebuie să facem și noi față. Așa este, într-adevăr. Și mai ales după 2 ani de pandemie, chiar dacă avem o situație poate și mai neplăcută, dar e bine că viața artistică cumva a revenit, spectacolele sunt, pentru că și ele ne ajută să depășim momentele mai grele. Ne fac cumva să evadăm cel puțin de la această realitate. V-am văzut și vă văd în continuare implicat în multe spectacole frumoase. Având o experiență atât de vastă și frumoasă, vreau să îmi spuneți din punctul dumneavoastră de vedere care este criteriul de apreciere a unui artist, criteriul de valoare a unui artist. Nu cred că sunt eu persoana care pot să vedea bine, criterii. Dar cum te menții la un nivel și rămâi? Eu sunt ferm convins că fiecare trebuie să-și facă meserie sau ocupația pe care o a îndrăgit-o și să o facă bine, indiferent ce este artist, orice profesie, să-și o facă bine, să-și o facă caritativ, să-și o facă cu multă dragoste și neapărat toată munca aceasta nu se va pierde, ci se va împrăștea pe cei de jur, se va veni ca o plapumă așa. Și invers, lucrurile făcute așa la repezeală sau nu cu mult suflet, nici nu durează mult. De aceea cred că și noi artiștii încercăm să privim și cu alți ochi și să încercăm să nu ne așa să nu deraiem de la direcția noastră sau de la drumul nostru și să continuăm să cântăm, să bucurăm publicul cu melodii noi, cu prezență, cu prestație, cu multe multe lucruri pe care am învățat. Deci, dragostea, totuși, dragostea față de meseria pe care o ai și sinceritatea, bănuiesc. Dacă ar fi să facem o retrospectivă a anului 2022, cum a fost el pentru dumneavoastră? Care ar fi acele realizări frumoase, dar și provocări? A fost un an bun. A fost un an care îi mulțumesc bunul Dumnezeu pentru fiecare zi pe care ne-o dă. A fost un an care, pentru mine, este un an de pregătire pentru anul care vine, așa îl percep eu și sper în anul care ne bate la ușă să reușim să realizăm cele idei, cele gânduri năstrușnice care le avem așa undeva acolo. Fixate în minte? Exact, răspuns. Și aș vrea foarte mult la când ne vedem la anul să avem și motive mai multe de bucurie și să spunem că 2023 a fost mult mai bun decât 2022. Sperăm așa să fie. Sărbătorile de iarnă, în special, sunt percepute cumva sărbători în familie sau farmecul, se simte mult mai bine în familie. Vreau să-mi spuneți unde vă prind sărbătorile de iarnă anul acesta și dat fiind faptul că cunoaștem, copiii vă sunt de parte, vreau să-mi spuneți dacă va avea loc această reîntrăgire a familiei. Noi am reușit pe parcursul anilor, cât au fost și copii, cât au fost mici, am reușit sau am încercat să petrecem să, așa anul și să întâlnim anul nou acasă, în familie și neapărat făcuța mai departe în programe, activități, dar neapărat cele câteva minute, ultimele minute ale anului care pleacă și primele minute ale anului care vine, să le întâmpinăm, să fim toți împreună, să fim grămăjoară. Acum, anul ăsta nu sunt chiar așa sigur, nu știu ce o să facem, dar aș vrea foarte mult să totuși să fim la fel, să reușim să fim împreună cu cei dragi, poate dacă nu fizic, așa, prin intermediul internetului și să ne spunem la mulți ani și să ne spunem cât de mult ținem unul la altul și că suntem o familie frumoasă, unită și ne iubim. Așa, am înțeles. Dacă ar fi repejor să-mi vorbiți poate de anumite tradiții pe care le aveți în familie și le respectați. Unii, de exemplu, își pun sau scriu o listă cu dorințe în noapte dintre ani. Cred că se vor îndeplini mai rapid. Eu sunt superstițios din felul meu, dar tradiția așa deosebită de față de, nu știu, suntem și noi ca toată lumea, așa, și eu am fost educat să te aștepți la mai puțin pentru ca să poate să primești mai mult. De aceea nu am fost tot timpul cu ambiții tare mari și cu dorințe
nu știu de care, și tradițiile, mă rog, respectăm așa cum am fost învățați, respectăm tradițiile pe care le respectă toată lumea. V-am înțeles. Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc că ați fost receptivi și ați venit să ne bucurați cu melodii frumoase. La final de interviu, vă îndemn să veniți cu un mesaj pentru cei de acasă, mesaj care va fi ulterior încununat și cu o urare frumoasă. Eu privesc imaginele acestea absolut fantastice și fără privirea. Asta vreau să vă doresc, să aveți parte de niște imagini, de niște culori calde, frumoase, într-o iarnă rece, dar să aveți acel anturaj care să vă încălzească și sufletul și să vă lumineze zilele. Este un lucru atât de frumos și iarna poate este de fapt un stop și un start de la început a tuturor gândurilor, tuturor ideilor, și aș vrea ca și anul ăsta, iarna, să ne facă un stop și un start la, doar la lucruri bune, lucruri frumoase, lucruri pozitive. Așa să fie. Vă mulțumesc încă o dată, la mulți ani dumneavoastră, sărbători binecuvântate alături de cei dragi, și vă îndemn să reveniți pe scena platoului nostru pentru a ne interpreta și a ne încânta cu încă o piesă frumoasă. Da, vă rog să treceți așa, mai îndrăzneți chiar prin fața mea. Iar eu, dragilor, vă doresc și vouă să aveți parte de o iarnă călduroasă în suflet și o iarnă cu temperaturi minus afară, și vă îndemn, ca de obicei, să-l admirăm și să-l apreciem pe artistul Vitalie Dane, care ne cântă chiar acum o piesă intitulată Ninge prin oraș. Să ne imaginăm cu toții că după geam ninge cu fulgi albi de nea. Frumos, ninge-a oprit cu fulgi strălucitori. La tine cerul s-a grăbit să te îmbrace-n flori. Ninge-a ușor, ninge-a cu sens, de parcă n-a mai nins. Zăpada ne cânta de dor și vis. Ninge, ninge în oraș, peste case și copaci. Ninge peste toată țara mea. Dansul fulgilor de nea, peste ani îl vom dansa. Ninge ca-n povestea de cândva. Ninge-a de ieri ca-ntr-un poem cu albe flori de nea. Azi ne colindă-n leruiler cu scripete de stea. Vor ninge ani peste ani cu fulgi și flori de măr. Să ning așa frumos și leruiler. Ninge, ninge în oraș, peste case și copaci. Ninge peste toată țara mea. Dansul fulgilor de nea, peste ani îl vom dansa. Ninge ca-n povestea de cândva. Frumos, ninge-a oprit cu fulgi strălucitori. La tine cerul s-a grăbit să te îmbrace-n flori. Ninge-a ușor, ninge-a cu sens, de parcă n-a mai nins. Zăpada ne cânta de dor și vis. Ninge, ninge în oraș, peste case și copaci. Ninge peste toată țara mea. Dansul fulgilor de nea, peste ani îl vom dansa. Ninge ca-n povestea de cândva. La mulți ani cu sănătate, să aveți noroc în toate. Viață lungă, bani în pungă, pe tot anul să vă ajungă. Grâu frumos crescut în pâine, pentru ziua cea de mâine. Fericire, bucurie, la mulți ani! Ninge, ninge în oraș, peste case și copaci. Ninge peste toată țara mea. Dansul fulgilor de nea, peste ani îl vom dansa. Ninge ca-n povestea de cândva.
prin oraș, peste case și copaci, ninge peste toată țara mea. Dansul fulgilor de rea, peste ani îl vom dansa, ninge ca-n povestea de când.